Ai primit un cadou, Răzvane. Ia uzi! Nu zice așa! Nu zice așa! Sunt convinsă că ai primit cadou și dacă nu ai primit în cursul anului, ai primit anul trecut de Secret Santa. Așa, ceartă-l și tu. Iar Secret Santa a fost... S-a suspendat anul ăsta. S-a suspendat, se joacă fără spectatori. Nu s-a suspendat Secret Santa. Facem. Păi da, noi am făcut... Noi facem Secret Santa. Secret Santa. Secret Santa foarte... Da. Că e o porcărie și voi oricum... O să fie Secret Santa în doi. O surpriză noi totală. Noi nu știm să ținem secret sau e cineva care nu știe să facă cadou? Amalia. Cu tot cu cacofonie. Și nu știe să se bucure de ele. Înainte de Secret Santa, stai să înțeleagă și oamenii acasă. Ce Secret Santa e ăla dacă eu cu 3 zile înainte de Secret Santa aflu de la Sifonel Puberu... A mic în circuit, cine ce-a tras? B mic în circuit, cine, cu cine a schimbat ca să pice cine vrea el? Și C mic în circuit, de ce nimeni nu vrea biletul cu Dani? Da, dar... Da, dar tu știi de la cine primești? Nu știi. Iată cele... Iată cele 3 motive... Pentru care anul ăsta nu particip. Nu. Să vă luați biletele și să faceți ce zic eu acum în minte cu ele. Bine, și nu o să primești cadou. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața. Bună dimineața! Tu ai uitat că anul trecut de Moș Nicolae ai primit cadou, Dani? Ai uitat până și asta? Ia-uzi! Semn că nu ai citit nu mai știu și nimic eu din ce bună. Ți-am dat. Ce ai dat cadou? Ți-am dat o carte de Bukowski, femeie, acum un an! A, și eu ți-am dat căciula anul trecut! Chiar că! Și eu ți-am dat... Și chiar mi s-a părut că te-ai emoționat un pic. Doamnelor, domnilor, dacă e pentru o bucată de pânză și o carte de 29,90. Nu cred că acum s-a reinstaurat Secret Santa. Pe bune? Pe bune, tu ai făcut cadou o pereche de Adidas purtați timp de o lună. Stai. Care mi-erau și mari. I-au făcut... Ca să vă aduceți aminte, Dani a făcut cadou Amaliei o pereche de Adidas purtați, într-adevăr, în sensul care erau ai lui, pe care nu i-a dat de tot. Nu! Trei luni! Cu împrumut trei luni! Asta a fost un voucher. A fost un voucher, că îi mai poate lua fără să mă mai supăr, că până atunci mă supăram că mi-e... Băi, el este celebru pentru astfel de cadouri. De exemplu, Puberu a primit 10% reducere la primul Porsche pe care și-l va cumpăra. Ferrari. Să știi că nu există Ferrari sub 110.000 de euro? Deci premiul meu era minim 11.000 de euro? Iată. Dar dacă își lua un Ferrari de 400.000 de euro, tu îți dai seama că mă sărăcea? Ce gaură te băga, da. Hai să-l salutăm și pe Vlăduț, că mă enervați. Și fac bilețelele ale sărbătorile vin. Vlăduț, bună!